fasolea este recoltată la momentul optim, vă spun sincer că m-am interesat. Și nu numai atât, mai mult decât atât, este conservată în aceea zi în care se recoltează. Deci e ceva spectaculos. Urmează o salată foarte ușor de făcut, fasole verde și fasole galbenă. E bogată în proteine și nu conține zahăr. Dar știați treaba asta, că nu mai gătim cu zahăr de mult. Și acum ia uitați-vă aici. Simplu, simplu. Ce avem noi? O murată. Și nu oricum, ia uitați-vă aici. Avem două gălbenușuri. Un pic de ceapă. Coriandru, niște ceapă crocantă, ulei de măsline și încă o chestie spectaculoasă, sumac. La toată nebunia asta, gata. Superb, ușor, hrănitor, gustos, rapid. Strigă după ea și invită la o salată. Haide! Vegetarian. E ușor și rapid de gătit atunci când ai invitați de ăștia care nu se anunță de la început. Pentru invitați, neanunțați. Ai făcut-o pe asta? Cât a durat? Nici 3 minute. Deci eu trebuie să mai stau cu ea acum să vă povestesc, că am terminat-o foarte repede și aș putea să... Nu, no, că n-am terminat. Mai vine o idee, mai pun și o bucată de roșie. Ia fiți atenți. Haț, haț, haț. Dacă era frumoasă, am stricat-o, dar cel puțin avem și roșie în ea. Dragii mei, super, fantastic, foarte rapid, foarte hrănitor. Așa că, poftă mare!